În comuna Dâmbovițeană Morteni se lucrează la drumul județean, care străbate centrul localității. Chiar la intrare se efectuează lucrări de amenajare a șanțurilor. Acestea vor continua până în fața primăriei cu bani de la Consiliul Județean Dâmbovița, urmând ca în toată localitatea să se realizeze astfel de lucrări, în urma unui proiect realizat de către administrația locală și care va fi depus pentru a fi finanțat. Totodată, în fața primăriei, va fi amenajat un centru civic cu parcări, cu alei pietonale și rigole. Am început șanțuri betonate în localitate, începem de la intrare de acolo. Deja ieri s-au apucat de treabă, am fost ieri pe acolo, dar încă n-au apucat să pună pavele. Nu știu dacă s-au fi apucat acum, dar... Puneau pavele. O să merg și eu să văd cum iese. Deci este o lucrare făcută de Consiliul Județean, este drumul județean și pe această cale țin încă o dată să-i mulțumesc președintelui Cornel Ștefan pentru că se gândește și la noi, să zic așa, că sunt localități care au demarat mai de mult aceste lucrări de betonare a șanțurilor. Eu am stat un pic așa pe loc, am zis prima dată să asfaltez, prima dată să fac, eu aveam alt principiu, vreau să fac canalizarea, să fac gazele, că așa, și după aceea să mă apuc, pentru că în momentul când o să înceapă toate și proiectele astea de canalizare și de asfaltul o să se taie, știți cum este, o să fie iarăși un deranj. Dar în fine, o să le facem, pentru că am considerat că ce e în mână nu-i minciună. Veți continua cu această lucrare, cu șanțurile, până unde? Facem anul ăsta, e vorba despre câți bani au buget prevăzuți Consiliul Județean pentru această lucrare la noi, la Morteni. E vorba de vreo 6-700 de metri liniari. Nu știu exact, dar o să verific, pentru că eu vreau să continuăm, bineînțeles că la anul cu acordul domnului președinte o să continuăm, pentru că vreau să facem tot județeanul ăsta. Pe viitor, după ce termin cu proiectele astea care le am eu de asfaltare și ce am eu pe aici, că am o grămadă de proiecte, o să încep să fac în toată localitatea, o să le fac eu o să fac un proiect dacă e nevoie și se finanțează pe o anumită axă, dacă se finanțează, dacă nu, o să facem prin buget local sau vedem cum ne orientăm spre chestiunea asta, pentru că am cam terminat cu tot ce înseamnă drumuri, terminându-le acum pe astea, dar în fața primăriei aici și tot ce e pe aici prin centrul localității, am frezat tot, asfaltul vechi, pentru că erau numai găuri, și o să vină ceva frumos, cu parcări, cu alei pietonale, cu, deci rigole, rigole carosabile, deci o să fie ceva foarte frumos, dar asta este un pic deranj acum, dar o să fie foarte frumos să iasă. Odată cu definitivarea acestor lucrări, centrul civic al localității își va schimba total înfățișarea. La acest lucru contribuind și renovarea clădirilor în care își desfășoară activitatea dispensarul medical, școala gimnazială și căminul cultural.